Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi mi-a venit un pachet de la Amazon. Nu știu ce este, este un nou produs. Nu scrie ce este, că am ordinat foarte multe produse, dar a venit unul. Îl voi deschide împreună cu voi. Dacă nu sunteți înscriși la canalul meu de YouTube, nu uitați să te înscrii. Un like, un comentariu, un share mă ajută să cresc, mă ajută să fac cât mai multe videotutoriale pentru voi. Și dacă comentezi aici jos ce vrei să vezi pe canalul meu, ce crezi că ar fi bine, unde greșesc, asta mă ajută cu siguranță să cresc. Țin să vă aduc aminte că sunt un fotograf de evenimente, dar asta cred că contează mai puțin pentru unii, mai mult pentru alții. Tot ceea ce vreau să fac pe canalul meu este ce știu, experiența mea și să împart cu voi, pentru că în modul ăsta mă simt mult mai ok și cu siguranță și voi aveți ceva de spus, pentru că fiecare are experiența lui. Mă adresez, bineînțeles, Entrelever, deci mă adresez acelor fotografi amatori, pentru acei videomaker, fotografi care încep acum o carieră, care videourile mele ar putea să îi ajute să nu facă erorile care le-am făcut și eu. Dar hai să vedem despre ce se tratează astăzi în acest unboxing. Să vedem ce este. După cum vedeți, nu l-am deschis. Am așteptat să-l deschid împreună cu voi. Cum mi-a venit, am zis că fac imediat un video să vedem ce este. Sunt mai multe produse. Un pachet. Ăsta pare fi un far pe LED-uri. Da, aia este. Ăsta este un far pe LED-uri. Vom face un unboxing separat pentru el. Și ca să nu fie unul, l-am luat și pe frate-su cu el, știi? Așa, separat, elegant. Ce mi-ați trimis aici, mă, tătică, mă? Aici, alte... Aici, o telecomandă wireless pentru timelapse-uri. Pentru că vom face și de astea, știi? Ok? Aici este un încărcător pentru baterii Sony, de alea NP. Da? Și aici sunt alea două farete, 1200 la ei în gunii. Yongunii YN1200A Pro. Nu știu dacă se citește, dar vom face pentru fiecare un video separat. Așa că aici nu știu ce este, dar să vedem. Cred că sunt alimentatoarele, nu? Să vedem. Da. Este alimentatorul la priză la 220, un alimentator de 19 de 19V și 5000 de amperi. Da? În caz că aveți posibilitatea în restaurante să-l puneți la priză, deci la un 220, este super, super, super. Că dacă nu, aceste două mari lămpi LED folosesc 4 baterii Sony și o noapte întreagă la eveniment de canvă, dacă aveți posibilitatea, vă las link-urile aici în descriere, bineînțeles, pentru a le cumpăra. Este unul. Aici ce este, frate? Bineînțeles, cu aceste încărcătoare, nu știu de ce, de pe Amazon erau incluse în același preț, deci ca bonus, pentru flash. Deci două parabole de astea. Deci ceva în genul care să pui pe flash să fie lumina cât mai difuzată, deci să fie lumina cât mai răspândită în... are și curelușe, are și o gumiță, dar vom vorbi și despre astea. Da, mama mea, m-am umplut de pachete aici. Da. Nu uitați să vă înscrieți la canalul meu de YouTube să vedeți ce fac acești monștri. Deci, Yongunii YN1200. Cu siguranță sunt dedicate fotografiilor. Nu sunt alea bicolor, sunt fixe la 5500. Deci n-am vrut 3200, 5500 și 7200. Pentru că nebunești atunci când vrei să ajungi să ai o lumină la o anumită temperatură. N-ai să o nimerești niciodată. Nu mai vorbim dacă ai un expo-disc pentru a face white balance sau alte chestii. Cam atât pentru astăzi. În următoarele tutoriale voi face un unboxing
la aceste produse. Nu uitați să vă înscrieți la canalul meu, să apăsați pe clopoțel, așa veți fi mereu informat când încarc un nou video tutorial despre un nou produs, despre video, foto sau depinde despre ce fac eu în viața de zi cu zi. Aștept cât mai multe comentarii și like-uri din partea voastră, așa voi face cât mai multe videouri utile pentru voi. Așa că ne vedem la următorul video. Salutare, prieteni!